I can see you far and wide across the ocean above the clouds. In your presence I am free. I hear your whisper through the wind. Right now, there's no place that I would rather be. So let this moment last. I've searched myself, I've tried to figure out. Omuleții sunt gata de pus. Acum mai așteptăm tot roată, mai așteptăm o rabă de pământ aici de ăsta țărnos și bun. O să îngrădim totul și așteptăm să crească. Sper să fie foarte bine puși ca să crească tot roată și să iasă așa un gard viu superb. Eu am cosit acolo în spate tot. Perfect. A fost o zi perfectă astăzi. Am terminat toată treaba. N-am putut să mă abțin și nu-i filmez. Uite, se uită la un melcușor de ăsta care a ieșit după ploaie și Ray tot zice, îi cute, mami, îi cute. Simpatici. Încercăm și noi să mergem la grădiniță. Așa, mai încetucul, pentru că ne uităm la tot felul de gângănii ce-au ieșit după ploaie. Super simpatici, îi ador, mi zice, trece tot mai mult. Îi cute, mami. Ștefănuț, el e mai curajos și pune mânuța. E mare, nu? Și frumos. Ai văzut ce antene are? Și-a închis căpușorul când l-ai speriat. A închis. Mergem? Ia, mai pune o dată. Am zis, Ștefănuț e ăla mai curajosul. Da. Și-l învață și Pirei. Ce ai, Doamne, cât ăsti dulci. Uite, exact ce am zis, îl învață și Pirei. Să fie curajos. Cause no one else can make me love like you. Dar acolo au vărsat apă. Lasă-l afară. Da, uite cât ești de frumos. Vai ce-mi plac. Dar cresc într-adevăr repede. Hei, hei, bună dragilor și bine ați venit la un nou clip pe canalul meu de YouTube. Eu tocmai ce-am lăsat copiii la grădiniță, după aceea am fost la doamna coafeză ce este aici la noi în comună. Pentru că dumnea ei este și reprezentant Oriflame și mi-am comandat eu, data trecută când am mers eu de mi-am făcut unghiuțele și m-am tuns, mi-am fost comandat un fond de ăsta de ten de la Giordani Gold, așa apropiat cum am eu, doar cât puțin e ca o cremă și mă încântă foarte mult cum am și acum pe față, adică nu s-ar observa că mi-am pus foarte mult fond de ten sau e mai mult ca o cremă, mă încântă foarte mult. Asta de la Oriflame și dumneavoastră mi-a dat iarăși 10 ouă aici de casă. Am văzut tot așa rățuștele, iepurașii, am filmat puțin. Astăzi este marți 11 iunie, iar eu ieri
Ca să povestesc puțin, am făcut o grămadă de treabă că mă simt așa de obosită astăzi, parcă n-am mai fost în stare de nimic, doar am stat cu doamna cu afeză până acum la povești un pic, la o cafea și la o prăjitură, am făcut cornoleze de casă, pentru că ieri am început cumva așa în forță, a fost cald, acum e destul de norat afară și vremea se preconizează că ar ploua destul de tare, să și anunță ploi toată săptămâna, ceea ce e bine pentru copăceii mei tuia. Noi am plantat 250 de copăcei în toată grădina, tot, ca să iasă așa ca un gard viu. Sper să se prindă, am înțeles că sunt foarte pretențioși. Ieri am terminat de plantat, de asta m-a ajutat și tante Maria, m-a ajutat mama, am avut o zi extrem, extrem de grea, cu mâncare, cu curățenii, cu copii, afară, am cosit, mă dor așa mânurile, mă rog, una peste alta, până seara târziu, pe la 9, am reușit, am făcut eu baie copilașilor, în modul acesta m-am gândit să vă iau alături de mine și săptămâna asta, cu secvențe din viața mea, cu ceea ce o să mai fac și ne mai vedem pe parcurs. Eu acum o să vreau să fac așa ceva din ouă, pâinică. Am mai făcut tot de la doamna cu aveză. Mi-a arătat pâinică așa dată prin ou, măiată în lapte, dată prin ou și după aceea puțin zahăr sau nu. Ai mei o mânca fără zahăr. M-a încântat foarte mult genul acesta de așa, mic dejun, o gustare. După care imediat se face ora 12. Astăzi nu știu dacă fac cine știe ce. Am nevoie să mă odihnesc și voi mai filma, dar oricum vă iau alături de mine, cum am spus, cu secvențe din viața mea. O venit Dica la voi. Am găsit cu bunețuri. Ceva, nu știu, vezi că trebuie să, așa, toate erau la același preț. Așa, două pahare, două castronele. Ei, da, măi. 14 lei și, uite, bai, două, da, ce frumoase. Nu? Foarte frumoase. Castronele. Vrei să-ți acela desfacă asta? Hai. Ștefică. Dai să mă uiți, Ștefică. Da, și lui Ștefică. Și lui Ștefică. Și a zis că să văd. Uite ce frumoase-și casă mele. Și prostii la copii. Mami! Da, sunt întunecat. Uite. Și ora 5 după masă. Plouă afară. Plouă afară, mami. Vai, vai. Mai spunem o dată poezia? Hai după mami. Eu sunt roșior. Micul dansator. Aici între flori, aici, vin adeseori. Tună, tună, auzi, tună, fulgeră, vai, vai. Vai, dar ce ploaie, vai, vai. Vai, vai. Bravo, re, bravo. Repetă după mine, dar sunt foarte bune progresele. Nici măcar nu avem un an din septembrie și el învață atât de repede limba română. Mă bucur așa de mult. Bravo, re, iubirea mea. Le-am cumpărat costumașele astăzi. Da, o zis doamna că voi sunteți fluturași. Da, voi sunteți fluturași în grupa albinuțelor, iar eu v-am luat costumii de bondari. Mielcu! Ce cântați sunt copiii, că au ieșit mielcușorii, uite, după ploaie. Mielcușorii, da, vai, cât au ieșit! Ștefi, aleargă, hai! Mielcușorii, da! Îi numărăm pe toți, bravo! Până ajungem! Ce fericire pe copii cu aia și melci, uite! După ploaie o grămadă de melcușori! Da! Bravo, bravo! Hai să-i numărăm pe toți, hai! Miercuri dimineață, mergem la grădiniță. E friguț din numai, numai un pic nu le-am dat și mănuși. E super frig! Mielcușori!
după ce am lăsat acum copiii la grădiniță, s-au jucat ei toată cărarea cu miercușorii aceștia care au ieșit după ploaie. Eu am fost la magazin de am cumpărat rahatul ăsta, 6,50 lei. Am luat o smântână de aceasta hulala și am pregătit aici cramaj 500 făină, am cernut-o, un unt 250, l-am tăiat cu bulețe ca să se mai înmoaie, 3 ouă am nevoie, pentru că vreau să fac niște cornulețe pufoase, tare mult le place alor mei, cu o lămâie așa rasă, coajă de la o lămâie de fapt, și pentru că mâine este înălțarea, zic hai să fac așa niște cornulețe să le avem în casă, iar în materie de mâncare, tocmai ce am pus aici, găluștelele, mai trebuie să mai fiarbă cred cu un sfert de oră numai bine și aici am terminat o varză cu ciolan așa afumat, mi-o cumpăra mama ciolanul ăsta afumat și atât de bun, dă un gust mâncării foarte fain. Am avut eu cârnații ăștia și am scos la dezghețat să iau vreo, ce știu eu, 2, 4, 6, 8, am să iau jumătate, nu toată caserola. Și am să îi fierb, după aceea să-i prăjesc, ceva de genul, dacă copiii vor vrea, am să le fac cartofiori pireu sau cartofiori la cuptori. Cam asta ar fi în materie de mâncare. Și tata spunea că ar să facă el ouă roșii, pentru că în unele zone să mai fac ouă roșii și de înălțarea Domnului. Numai bine că eu merg acum la magazin, e ora 11, voi mai lua o smântână de asta, că mai am nevoie de încă 100 de mililitri, cum ziceam. După aceea, după ce iau copiii la 12, am să încep să fac și cornulețele și cam așa ne pregătim noi și pentru înălțarea Domnului. When I close my eyes, I am walking, oh Lord, beneath the starlight, a love so pure. Here, right now, there's no place that I would rather be. Mă ajut să facem cornulețe? Uite așa, facem forma cu farfuria asta. Punem aici și dăm așa, farfuria, da, uite așa, așa, facem rotund și apoi construim cornulețele, bine? Bravo! Uite așa, acum tăiem astea așa, așa, în jumate. Și încă jumate. Și dintr-o formă ne iese, da, da, dintr-o formă ne iese 8 cornulețe. Da! Da! Uite cum îmi spune el mie să-i spăl. Bravo, Ștefi, bravo. Poftim. Raimond face baloane. Da? Tu pap căpșuni. Și uite, așa iese cornulețele. Superbe. Micuțe. Cu forma de la farfurie. Tare ușor. Baloane, prinde baloane. Anytime, any place, you stand beside me and wait. I sing hallelujah. I bring my burden again to my father and my friend. I sing proba la cornulețe. Yummy, yummy! Ție bune sunt! S-a răcit prima tură. Mai avem aici încă una. Ne-a ieșit 60 de cornulețe. Foarte delicioase, extrem de delicioase. Chiar o să fac mai des. Acum că m-am mai liniștit, am terminat cu casa, am terminat cu construcții, cu oameni, pot să mă ocup mai mult. Eu în Anglia făceam destul de des cornulețele astea. Da, și super bine. Le place copilașilor.
Mai ales Raimond, el papă de numai. E 7 seara, numai bine am pregătit și mâncarea. O salată cu roșii, castraveți, brânză. Le-am făcut cartofiori piureu și cu cârnații, care i-am dezghețat azi dimineață. La amiază am zis că dacă o mânca supă și varză, acum să le fac altceva. Și după aceea merg să-i duc la băieță ca să-i pregătesc de somn, numai bine, maximum 8:30 ar trebui să doarmă. Ștefănuț într-o energie super frumoasă. Aici e și cea de-a doua tavă de cornulețe. Eu le-am pus așa. Asta e un slow cooker cu capac ca să se mențină fragede. Oricum super fragede pentru că eu am adăugat smântână de prăjituri cu unt. Sunt foarte, foarte delicioase. Și cam asta ar fi ziua de astăzi și pregătirile pentru această zi importantă, înălțarea Domnului, ce va fi mâine, 13 iunie, în Joia Mare. E ceea ce am reușit eu să fac. Vreau să mai șterg puțin acolo sub masă, ca astea oricum le fac seară de seară și mergem la băiță, cum spuneam și mai devreme. Câte energie de la prima ora dimineții, vă rog! Copilașii scumpi! Toate bazaconele le face ăsta micul tu. Unii să mă dau, nu mai arunca. Vrea să le arunci toate jos, aici, după balustradă. Ne. Piticule, gata, e ora 8. 8 dimineața. Na, 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 na. Ne, ne, ne. Și-o frate-su. Vai de mine, și de mine. Aha. Aha. Vai de mine, rei, dar eu am crezut că tu ești cu mincior. Na? Cine se duce să le aduni? Fă curat. Tu? Tu, du-te și adu-le. Hai. Bucuria copilașilor toată săptămâna cu mielcușorii. Uite. Parcă când îi vezi așa, nici nu-mi trebuie mașină cu cei de la noi doi pași. De multe ori am zis că parcă nu necesit neapărat o mașină, că eu am toate lucrurile lângă mine. De la medic, la școală, grădiniță, cumpărături. Uite-i. Și când îi vezi așa, chiar și prin zăpadă, chiar și prin frig, totul are un farmec, că prea multă comoditate, eu zic că strică, părerea mea personală. Fac acum o paranteză și un monolog totodată. Așa ei, uite, văd melci, se joacă amândoi, scum din numă, râme, șopârle, broscuțe. Așa, dacă îi duc în mașină și să învață în mașină, parcă, da, lasă că nu-i nevoie, totuși n-am să cumpăr, nu e o necesitate. Uite ce fericiță sunt copiii. Tare frumos să-mi încep eu ziua cu minunățile astea două. Foarte tare. În casă o zburda de numai. Acum, uite, e afară. Foarte, foarte, foarte simpatici, Doamne. Așa e de bine să fie doi copilași cu o vârstă apropiată. Doi frățiori, scumpi de numai pot. Foarte scumpi. Bună ziua! Ștefănuț face probe de carnaval, de serbare. A, păi mă, Edica, nu mai cumpărat atâte prostiile. Mașinuță? Da, se văd. E o motoretă. De la Pepco o cumpărată, felutica. Ai, ai, ai.
tuti tu că le-ai luat mașini. Uite. Vezi tu cum o știut? Că biscuiță ăștia e papă Ștefi. Mama cumpără de la Pepco biscuiță ăștia așa cu cățeluș. Aici. Și aici e a ta sau tot al lui Ștefi? Ștefi. Tot al lui Ștefi. Da, mai. Deci Ștefi e al papa astea cu cățeluș. Și câte un suculeț. Da. A, să mai uit în geam. Stai, ce mai ai? Wow! Albinuță! Ce bine vine costumașul ăsta de albinuță. Frumușa e tare, uite. Cu aripioare. Pizza asta e tare bună. Vai, da, da? Măi. Plăcintele astea cu brânză, astea. Da, da. Bune de numai, numai. Foarte bune. Da. Nu știu, nu știu de așa. A, astea, da, iar le place la copii. Da, da, mai uite că și de ăștia am uitat. Covridon, cu vorba ta. Da. Mm-hmm. Mulțumim frumos, mai mamă. Dar stai, că ei încă te caută. Bă, da. Încă n-ai scăpat. Da. Mere. Pere. 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 Și niște cireșe, sunt așa de mari, nu sunt chiar dulce, am impresia că nu sunt așa de dulce. Mi s-a părut mie că nu prea. De-aia am cumpărat și eu astăzi niște căpșuni numai câteva, da, da, și eu din sat. Mă, aici... Mai avem o geantă de inspectat. Și abia apoi să fie el liniștit. Eee, ouțe? Ouțe! Asta așteptau ei. Da, da. Ești bucuros, așa ai, cu ceea ce ai făcut. Nu mai poate din cântat. Are o năzdrăvănie în el. E foarte interesant, copilașul meu. Am lipsit 3 minute pentru că m-am dus să o conduc pe mama la poartă. Și când mă întorc, ia uite ce e aici. Paie, într-adevăr setul ăsta, că văd că mi-a pus punga acolo să cadă pe ea, l-am avut eu în garaj azi dimineață, l-am scos în casă, că am zis să le mai dau lor. Paie cu apă, cu suc și zic hai să l-am... Mi-l rânduit Ștefănuț, acum iată, dar mai mult de atât înainte, uite cum mi-a aruncat astea pe jos. Și mi-a aruncat, no, păi mă așa amuză, asta de pe masă, credeți-mă pe cuvânt de om, că eu am aranjat masa și am măturat, pentru că am mâncat cu toții și le-am strâns toate. Iar el, uite cum mi-a rânduit în câteva minute, pe acolo pahare, a aruncat sticlu, a aruncat apă, când m-am mutat la șosete, a aruncat astea. Are o perioadă în care el tot aruncă și îmi dă de lucru, de la prima ora dimineții până seara. Cum să zic, cu nervi, mă abțin foarte mult sau încerc să înțeleg că asta e vârsta lui, face năzdrăvănii, cel puțin când a fost acum Andrei acasă și a făcut de cap, adică de 3 ori mai mult, arunca orice, s-a lintat, nu m-a încărcat lui, s-a iubit, Ștefănuț, năzdrăvanul, da, năzdrăvanul casei, mă duc să-l schimb că văd că s-a udat. Îl schimb și pe rei și mă gândesc că în modul acesta voi închide acest episod, mă apuc de adunat și de făcut curat. După aceea, cam atâta. E vineri, 14 iunie și voi închide în modul acesta. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine și să ne vedem cu bine în noi episoade. Pe curând, pa, pa!